țara, ne propunem ca în perioada imediat următoare să evaluăm care sunt resursele necesare pentru ca aceste intervenții chirurgicale să devină gratuite pentru copiii din Republica Moldova și Compania Națională de Asigurări în Medicină să acopere costurile intervenției și ale consumabililor. Totodată, sarcina noastră comună este ca să ne asigurăm că aceste echipe care vor fi instruite să rămână să profeseze în Republica Moldova.